Noi oportunități de promovare a produselor și serviciilor pe piața din România pentru antreprenorii moldoveni. Camera de Comerț și Industrie de la Chișinău a dat startul înscrierilor companiilor pentru participare la 3 expoziții care vor fi organizate în toamna acestui an. Totodată, antreprenorii din țara noastră pot depune dosare de participare la expoziția internațională Indagra Food, care se va desfășura la București. Cele 3 evenimente sunt organizate în parteneriat cu instituțiile abilitate și administrațiile locale din România. Astfel, orașul Baia Mare va găzdui în perioada 22-24 septembrie expoziția Republica Moldova Prezintă, care e la a 3-a ediție și va întruni companii din domeniul agroalimentar și prestări servicii. Antreprenorii din țara noastră pot depune dosarele de participare până în data de 10 septembrie. O nouă ediție și un nou prilej de a ne întâlni cu producătorii din Republica Moldova, un nou prilej pentru exportatorii moldoveni de a pătrunde pe piața maramureșană cei care n-au făcut-o și de a-și intensifica relațiile ca cei care deja sunt acolo. Manifestarea e cuprinsă în cadrul unei manifestări expoziționale mai ample, Rivulus Dominarum, parte a sărbătorii castanelor, sărbătoarea orașului. În anii trecuți, în anii în care organizăm evenimentul, numărul de vizitatori sigur că depășește 15.000. Totodată, antreprenorii autohtoni pot participa cu un stand comun la Târgul Internațional Indagra Food, organizat în perioada 25-29 octombrie la București. Expoziția este una regională pe domeniul agroalimentar, unde participă anual peste 600 de companii din diferite țări și care este vizitată de peste 100.000 de persoane. Dosarele de participare pot fi depuse până la 10 octombrie. Vor putea fi prezentate companiile din Republica Moldova pe diferite domenii de activitate, agroalimentare, prestări servicii, astfel încât să continuăm să extindem exportul, dar și cooperarea moldo-română. Invităm toți doritorii să depună dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Menționez primul venit, primul servit, pentru că spațiile sunt limitate și doritori, ca de obicei, sunt foarte mulți. Cel de-al treilea eveniment expozițional organizat în toamna acestui an în România este tradiționala expoziție Republica Moldova Prezintă, care pentru a 5-a oară va fi găzduită de municipiul Iași în perioada 10-12 noiembrie. Cererile de participare vor fi recepționate până la 1 noiembrie. O parte dintre cheltuielile suportate de companiile participante la expoziții va fi acoperită de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și de Agenție de Investiții. Actualmente, fiind și război la hotare, avem unica destinație sau cea mai mare destinație pentru producătorii noștri este piața UE, iar România pentru noi este nu doar piață de destinație, cât și piață de hub, prin care noi valorificăm și amplificăm exporturile noastre. 357.000 pentru ambele evenimente, dar Iași este 57.000, 300.000 pentru Indagra Food. Expoziția Republica Moldova Prezintă a fost organizată anterior și în alte orașe din România, precum Cluj, Brașov și Ploiești. Potrivit datelor oficiale, România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar volumul comerțului între cele două țări în anul trecut a depășit suma de 3,5 miliarde de dolari.